premieră la Federația Română de Canotaj Masculin, italianul Antonio Calamonici este primul antrenor străin din istoria federației. Împreună cu psihologul George Vescan, italianul a reușit să le insufle băieților de la echipa mare, dar și celor de la Under 23, patriotism și atașament față de culorile drapelului național, sentimente care în competițiile sportive sunt extrem de motivante. Iar rezultatele nu au întârziat să apară. Echipa de seniori a reușit pentru prima dată în ultimii 17 ani să se califice în finala campionatului mondial de canotaj și să se claseze pe locul 5. Echipa mică a obținut o medalie de aur în proba de 2 rame și alte 4 medalii de aur în alte probe. Iar planurile antrenorului sunt și mai mari, își dorește să crească eficiența și numărul de sportivi calificați pentru Jocurile Olimpice din 2020, iar ca principal obiectiv la Tokyo este cucerirea a cel puțin o medalie. Și cunoaștem eroii zilei astăzi la Antena 3, antrenorul Antonio Calamonici. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Și George Vescan, psihologul echipei, bună ziua, bine ați venit! Vă felicit, în primul rând, pentru că ați ales România. Este o foarte mare bucurie pentru noi, dar pe de altă parte, vă felicit pentru performanțe. Pentru că după 17 ani în care, din păcate, România a stagnat la acest capitol, iată, putem să ne lăudăm cu această minunată echipă. Cum ați reușit și cum ați găsit echipa în momentul în care ați venit în România? La România, am cunoscut România mai întâi pentru că m-am gândit întotdeauna că, la România, că România este una grande oportunità, o mare oportunitate. E quindi, și deci, siccome sono molto ambizioso, având în vedere că sunt foarte ambițios, un grande desiderio di și am o mare dorință de a face performanță la Tokyo, am găsit această aventură fantastică. Mi sono buttato in questa, și m-am aruncat în această, in questa nuova experiență, no, cu această nouă experiență cu mare entuziasm. I ragazzi, appena băieții, îndată ce i-am întâlnit, mi-am dat seama că erau într-o dimensiune total diferită da quella a cui ero abituato de cea în care, cu care eram eu obișnuit în Italia. Perché qua, pentru că aici il sistema è completamente sistemul diverso. Este foarte diferit. Ma alla fine ho capito che dar într-un final am înțeles că sunt tot niște băieți, niște sportivi, cu visurile lor, cu fricile lor. Sono entrato nel loro mondo și am intrat în lumea lor și acum am creat una buona squadra, sono o echipă foarte bună și sunt convins că noi creștem foarte mult. Știu că dumneavoastră ați venit cu un secret. În mod normal, nu ar trebui să fie un secret pentru sportivi. Faptul că drapelul îi motivează mai mult ca orice. Ce anume, ce tactică ați aplicat la antrenamente? La bandiera e il colore. Drapelul este culoarea pe care ei trebuie să o ducă cu mare onoare. Ad un atlet bisogna insegnare. Pe un atlet trebuie să-l înveți să concureze cu multă onoare. Pentru că noi nu putem să decidem dacă vom câștiga sau vom pierde. Asta depinde de adversari. Însă putem să hotărâm să dăm tot ce avem mai bun. Și doar cine concurează cu onoare reușește să dea tot ce poate. Maxim. Dar mai ales eu aveam nevoie renderli uniti, compatti. Să-i fac să fie uniți, compacti. Creare un soldat. Și să creezi un soldat. E un soldat a bisogno. Un soldat are nevoie de o culoare pe care să o ducă. E un compagno da difendere. Și un tovarăș, un coleg de apărat. Quindi tutti, deci, toți mettono la loro firma sulla loro pun, semnează acel drapel. E quando arriveremo a Tokyo. Și când vom ajunge la Tokyo. Su quel podio, pe acel podium va fi semnătura tuturor sportivilor. Toți cei care au muncit în acești 4 ani vor fi la Tokyo pe acel podium. Pentru că vorbeați despre soldați, mi-e foarte clar că ați reușit să formați o armată performantă deja. Și o să revin imediat la dumneavoastră. Vreau să-l întreb pe domnul Vescan, pentru că sunteți psihologul acestei echipe. Ce s-a schimbat din momentul în care domnul antrenor Calamonici a sosit în România? Ce schimbări ați văzut în rândul echipei din punct de vedere motivațional? De partea fizică voi vorbi cu domnul antrenor, dar sunt foarte curioasă cum s-a schimbat felul în care gândeau băieții noștri. Absolut. Ei erau învățați cu un antrenor de tip vechi, care încă predomină în România. Antonio este primul antrenor modern
pe care îl văd cu ochii mei și sunt fascinat de rezultatele acestei metode. Vreau să fac o precizare. Vă rog. Antrenorul de tip vechi se bazează pe descoperirile, pe experimentele lui Pavlov la 1906. De atunci, psihologia comportamentală a preluat și a răspândit în sistemul școlar și la antrenamente principiul de a-l motiva pe sportiv prin pedeapsă sau recompensă. Modelul ăsta nu mai merge cu România după Revoluția din 89. Și atunci se vorbește de antrenorul de tip modern de la 1950, când psihologia umanistă a venit cu alte principii și cu alte valori, în care antrenorul se dă jos de pe piedestalul puterii, de unde ordonă, iar sportivul e un simplu executant, se dă jos, umăr la umăr cu sportivul, amândoi la jugul performanței. Sportivul este în centrul atenției antrenorului și antrenorul vrea să-l dezvolte global, nu doar mușchi mari și fără minte să execute ce vrea el. Fără suflet, fără spirit, fără psihic, nu se mai poate face performanță. Asta a reușit Antonio să facă, să-i facă să viseze, să zboare spre performanța lor. Ce frumos! Domnul Colamonici, spuneam puțin mai devreme că mi-este foarte clar că ați format acolo o armată, dar sunt curioasă, în momentul în care i-ați cunoscut, v-ați gândit că trebuie să lucrați în primul rând la forță, la antrenament pe parte fizică, sau ați simțit că ceea ce lipsește exact motivația și partea psihică, cea care trebuie lucrată mult mai intens? În Italia c'è un proverbio. În Italia este un proverb care spune il corpo va dove la testa vuole. Că trupul merge unde vrea mintea. E praticamente și practic questa prima fase di allenamento prima fază de antrenament a fost doar mentală, psihică. Soprattutto mai ales a trebuit să demonstrez băieților, sportivilor, că practic ei sunt competitivi față de restul lumii. Le gare di quest'anno l'unico obiettivo. În timpul acelui an, anul trecut, singurul obiectiv era acela de a ține în aceeași linie cu cei mai buni din lume. Perché loro dovevano prendere pentru că ei trebuiau să aibă conștiința forței lor. La maggiore differenza che ho trovato marea diferență pe care am găsit-o între atleții români și cei din celelalte țări cu care am muncit a fost că pentru români canotajul era un lavoro, o muncă, era ceva pe care trebuia să-l faci neapărat, cu forța. Non era un piacere. Nu era o plăcere. Allora, la prima cosa atunci, che ho primul lucru pe care a trebuit să-l fac, fargli capire che il canottaggio să-i fac lo să înțeleagă că acest canotaj este sportul cel mai frumos din lume. Că el, canotajul, este o oportunitate, non solo per vincere, nu doar pentru a câștiga, dar pentru a deveni persone. Mai buni ca persoane. Perché pentru tutto că che impari, tot ceea ce înveți in questi anni della în acești ani din tinerețea ta te li porti per tutto il resto della tua vita îi vei duce acești ani până la sfârșitul vieții tale. Quindi, il lavoro pentru è tot mentale, restul vieții. De aceea munca este mentală, mai mult mentală decât fizică. Este incredibil ceea ce poate face incredibil quello che può fare la forța de la mente. Toată încrederea în dumneavoastră vom vedea rezultate. Care sunt planurile dumneavoastră? Înțeleg că vă doriți cel puțin o medalie de aur la Tokyo. I miei piani, planurile mele è quello di confrontarmi, sunt cele de a sia per le de a lupta la calificări și pentru olimpiadă con i paesi più forti del mondo. Cu țările cele mai bune din lume, cele mai puternice din lume. Non si possono prevedere vittorie, nu se pot medalii, prevedea finali. Victorii, medalii și așa mai departe. Ma si può prevedere, dar se poate prevedea l'essere competitivi. A fi competitivi. Quindi, a fi buni. Non so quante deci, medaglie vincerò. Nu știu câte medalii voi câștiga. Non so quante nu știu prenderò. Câte finale voi prinde. Non so quante nu știu câte calificări voi reuși să depășesc. Ma so che in dar știu că în orice competiție voi fi foarte bun. Vom fi foarte bun. Asta pot să garantez. Sunt ferm convinsă de asta, dar vreau să vă întreb dacă vă place România și dacă aveți de gând să rămâneți mai mult pe aici, pe lângă noi. România e un posto bellissimo. Era foarte frumoasă.
le similitudini și asemănările cu țara mea sunt extrem de intense. E soprattutto, și mai ales, nonostante abbia tantissima deși storia, are foarte multă istorie, a livello emotiv, la nivel emotiv, o găsesc o țară foarte tânără, foarte stimulantă, simulativă țară. Mă bucur mult să aud asta, domnule Vescan, pentru că dumneavoastră sunteți de mai mult timp alături de echipa noastră. Vă întreb dacă la un moment dat ați fost cumva resemnat la gândul că nu vom reuși o mare performanță în acest domeniu. Da. Eu nu am fost niciodată resemnat pentru că n-am voie. Eu trebuie să țin standardul cât pot de sus. Dar, într-adevăr, când îi auzeam pe băieți, și asta până să vină Antonio, spunând, domnul psiholog, noi degeaba ne antrenăm. Pentru că noi nu suntem ca ăia. Noi nu suntem. Cum adică nu sunteți? Că văd că sunteți mari, puternici. Noi nu avem ce au ăilalți. Când îi auzeam așa, mi se ducea tot elanul. Dar, într-adevăr, ce n-aveau ei, n-aveau acel antrenor modern care să-i pună pe primul loc și, pe care să-l intereseze doar autodepășirea lor permanentă. Iar câștigarea medaliilor este doar un efect normal care vine. Dar, în primul rând, ne interesează autodepășirea permanentă. Iar acum, într-adevăr, băieții și-au regăsit speranța, au sentimentul propriei valori și este o încântare să lucrez cu ei acum. Mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit astăzi. Domnule antrenor, vă felicit. Eu vă țin pumnii și sunt ferm convinsă că vom avea multe știri pozitive datorită dumneavoastră într-o perioadă în care, din păcate, nu mai vorbim atât de mult despre sportul românesc cum se întâmpla pe vremuri. Vă țin pumnii și mult succes în continuare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.